Hello, hello, fetelor, dragilor, femeilor, mămicilor, puștoaicelor, fetițelor, indiferent de vârstă, eu sunt Anca. Anca voastră, Anca familiei mele, Anca iubitului meu, soțului meu. Încep acest vlog cu o mare sinceritate. Asta sunt eu nemachiată. Vreau să fac un nou canal de YouTube, adică ăsta, care se numește Atelierul de Frumusețe. Și o să încerc, promit că o să încerc să postez de cel puțin două ori pe săptămână și vă vorbi despre tot ce îmi trece mie prin căpușorul ăsta de aproape 40 de ani. Despre iubire, despre aprecierea de sine, despre echilibru, despre sufletele noastre, despre trucuri de frumusețe, despre bărbați, despre iubire, despre sex, cred că am mai zis. Despre copii, nu neapărat în ordinea asta, și despre tot ce vreți voi să vă povestesc, să vă scriu. O să am multe invitate speciale după sufletul meu și sper să vă placă și aștept părerile, sugestiile voastre și vă mulțumesc că în toți acești ani, mulți la număr, mi-ați fost aproape. Primul episod o să conține rutina mea despre îngrijirea tenului, a tenului meu ars, pentru că tocmai m-am întors din Dubai, unde a fost foarte cald și deși am folosit factor de protecție, asta. Și am luat un ser care este organic cu aloe vera și cu multe chestii, multe vitamine și o mască din, ce credeți, din melc și mi l-am pus pe față, asta pentru că am scăpat câteva minute de copii și vreau să vă arăt și vouă. Să aștept părerile voastre. Asta este viața merge înainte, indiferent de momentul în care ne aflăm. Copiii sunt jos, i-am dat să mănânce lei, am adormit-o și acum am zis să profit și eu de acest moment, să-mi aplic o mască. De data asta am optat pentru cea de, din extract de melc. Știu, poate să sună puțin funny, dar beneficiile sunt chiar uimitoare, pentru că eu am fost de curând plecată la soare și deși am un factor de protecție în zona aceasta, mi-am ars pielea destul de puternic și vreau să-mi hidratez în profunzime tenul. Beneficiile, după cum vă spuneam, al acestei măști sunt uimitoare, pentru că este o mască naturală din extract de melc. În primul rând, ea ce face? Îmbunătățește elasticitatea naturală a pielii și previne îmbătrânirea. Eu o aplic cam de două ori pe săptămână și stau așa 10-15 minute cu ea. O să simțiți imediat că cumva la început o să piște foarte, foarte puțin, iar apoi o să se întărească pe ten și după ce o să o scoatem, pielea va fi mult, mult mai luminoasă, mai hidratată, ca și cum am fi dormit sau am fi fost la salonul de înfrumusețare vreo, nu știu cum să zic, 2-3 ore. Ea de asemenea conține multe, un complex numeros de vitamine, vitamina B3, B6, B12, la fel care au ca efect îmbunătățirea elasticității pielii noastre. Sfatul meu este ca de regulă să avem grijă și din interior, adică să dormim, să ne hidratăm corespunzător, să mâncăm cât mai mult, mai ales în această perioadă, cât mai multe legume și fructe. O aplic și în zona aceasta bărbiei și uneori chiar și pe cât. Cam asta. Eu vă povestesc din experiența mea și știu ce funcționează la mine. Și o las cât pot de mult, minim 10 minute. Dacă am timp și mai mult, stau cu ea prin casă mai mult, spre amuzamentul copiilor. Ce am uitat eu să vă spun, că ea de asemenea conține extract din aloe vera. Masca se numește Guto, este organică și o puteți și voi găsi pe www.bioas.ro.
eliminat, s-a eliminat foarte, foarte simplu, foarte ușor. Cu niște cotonele din bumbac. Se pune apă călduță. Niciodată să nu aveți în minte să plecați foarte puternic, să ștergeți foarte puternic. Pentru că noi nu ne dăm seama, dar el este extrem de sensibilă și îmi crea o defavoare. Ușor, ușor. Gata, deci am scos-o cu destulă ușurință. O să tamponez fața și o să vă arăt efectul imediat. Acesta este efectul măștii pe care am aplicat-o astăzi din extract de merg. Știu că poate sună un pic așa amuzant, dar efectele sunt în timp super puternice și super benefice. Este o luptă naturală împotriva ridurilor și împotriva îmbătrânirii pielii. Am stat cam 10-15 minute și voi aplica tot de la Guto un ser care conține 86% extract din aloe vera și foarte multe vitamine, vitamina C, vitamina E, B3, B6, B7, B5, lăgit un pic ca să se activeze toată substanța și le aplic. Îmi place și miroase, de se simte mirosul din copilărie, din când eram mică, tu aveai aloe vera în ghivece. Luam frunzele de la aloe vera spre disperarea mamei și le strângeam așa în mâini și le jucam cu el. Dar mama, atunci când ne răneam la joacă, genunchii sau, mă rog, coatele, luau frunze și ne freca pe rană direct. Deci, ce frunze era asta. Să nu neglijați niciodată zona gâtului și a decolteului. Eu acum poate mă văd un pic mai neagră, pentru că am stat la soare și am grijă să mi-l hidratez mult, mult mai puternic în această perioadă. Ce-mi place mie e că, deși am 40 de ani în curând, nu am aproape deloc niciun fel de rid, nici măcar de expresie. Nu știu cât de mult o vedeți voi, dar e adevărat că cearcănele le-am, dar le-am avut de când eram foarte mică, dar riduri nu am. Și asta este datorită, mă rog, a faptului că am fost destul de conștiincioasă și am ales întotdeauna produsele foarte bune pe care vi le recomand și vouă. Multă sănătate și, ce să zic, să ne auzim doar cu vești bune. Pupici! Sper că v-a plăcut primul episod al atelierului de frumusețe și nu uitați, vă rog, mult, 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 mult să-mi lăsați părerile, sugestiile, opiniile voastre. Sfaturi prețioase, eu așa le consider, despre rutina voastră, ce conține ea, cum se desfășoară, da? Pentru că pentru mine este foarte important să pot să mai învăț și eu câteva lucruri de la voi, femei, mămici, bunici, de ce nu? O să o pun și pe mama mea să uite. Vă pup și vă îmbrățișez strâns, strâns, strâns și să aveți o primăvară minunată. Pupici!